Domnitorul Vlad Țepeș apare pe sigla unei formațiuni politice înființate de curând. Este vorba despre Partidul România Unită, care îi are printre membrii fondatori pe deputatul Virgil Guran. Ceea ce se întâmplă în România, și nu ceea ce se întâmplă acum, ceea ce se întâmplă după 89 încoace, cred că numai Vlad Țepeș mai poate să rezolve. Cunosc toate partidele, nu mai am încredere în niciun partid vechi. Și am ajuns la concluzia că singura soluție este să facem un partid nou în care să nu mai fie primiți cei care au condus destinele țării de atâta timp. Deputatul Virgil Guran explică alegerea făcută. Singura soluție, un partid nou, curat, cu niște principii curate, un partid care e pe profilul meu, naționalist. Sunt un om care de mic am fost în școli militare și am fost învățat că țara este foarte importantă și trebuie să murim pentru țară. Mi-a rămas ideea aceasta și cred că ideea de a ține cu țara asta, cu economia noastră, cu oamenii noștri, este foarte importantă. O să vedeți că în viitor o să venim să încercăm să promovăm legi de asemenea natură, iar dacă oamenii ne vor înțelege și eu sunt convins că ne vor înțelege și vom ajunge să avem un rol important în România, o să mergem să ne luptăm pentru România. Trecerea acestuia într-un partid nou este oarecum surprinzătoare, mai ales că în ultima vreme se vehiculau zvonuri conform cărora deputatul s-ar întoarce în PNL. Niciodată nu m-am gândit să mă întorc la PNL. Cu toate că m-au chemat colegi, am colegi cu care mă înțeleg foarte bine la PNL și sunt oameni de calitate, dar sunt în linia a doua și din păcate greșesc că nu se revoltă împotriva celor care conduc și să îi dea la o parte, să vină oamenii care au minte multă, dar nu m-am gândit niciodată să mă întorc la PNL, pentru că eu o spun încă o dată, nu pot să mă duc împreună cu oameni care au nenorocit 4 ani țara. Președintele Partidului România Unită este Bogdan Diaconu.